Prezenți la garajele Urban Serv, reprezentanții primăriei Botoșani au anunțat astăzi că operatorul s-a pregătit din timp pentru sezonul rece. Angajații și utilajele companiei sunt gata să iasă la treabă în orice moment. A pregătit utilajele și stocurile de materiale pentru primele intervenții care vor fi în acest sezon rece. Iar de la an la an îmbunătățim parcul auto cu care intervenim pe străzile și trotuarele din municipiul Botoșani. Și am făcut acest lucru și anul acesta cu un utilaj pentru trotuare. Încă de zilele trecute noi am ieșit în patrulare pe străzile din municipiul Botoșani. Avem pregătit în depozitul Urban Serv stocuri suficiente pentru a nu avea probleme până la sfârșitul anului. Avem în derulare și un contract de achiziții sare care presupune achiziționarea a 1300 de tone de material antiderapant. Stocurile de clorură de calciu sunt deja aflate în magazia noastră. Activitatea de dezăpezire va fi coordonată în acest an de viceprimarul Bogdan Buhăianu. Felicit angajații Urban Serv care în fiecare an, pot să zic chiar că se sacrifică pentru că salariile nu sunt foarte mari raportat la munca pe care ei reușesc să o facă în fiecare an, cel puțin în ultimii ani, când iarna nu ne-a mai luat pe nepregătite. Sunt foarte important, trebuie să știe botoșenii că nu putem acționa concomitent pe toate străzile din municipiul Botoșani. Avem o ordine de priorități. Dacă vor fi precipitații, intervenim pe intrările în oraș, drumuri în pantă, accesele la școli, spitale, intersecții, străzi principale. Ajungem și în cartiere, dar trebuie să aibă răbdare să finalizăm întâi aceste artere care sunt o prioritate pentru noi. În caz de nevoie, reprezentanții primăriei îndeamnă botoșănenii să apeleze și dispeceratorul Urban Serv.